local, chiar stăteam înainte de această conferință de presă să mă gândesc cum să încep. Și nu am altfel decât să spun toate lucrurile de la obraz. Vedem în ultima perioadă apariții publice ale diversilor candidați pentru funcții pentru demnități publice, atât la Consiliul Județean, cât și la primării prin județul Dâmbovița. Mie îmi dau senzația de impostură și de duplicitate. Am să încep întâi cu candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Dâmbovița, cu domnul Sorin Ion. Dânsul, în apariții publice la diverse ziare online, precum și în conferințele de presă, spunea că viitoarea campanie electorală, ce va veni în o lună, o lună și ceva, va fi dusă de Partidul Național Liberal Dâmbovița, sub semnul decenței și al lucrurilor adevărate spuse pe parcursul acesteia. Domnul Sorin Ion are declarații, să-i spunem, puternice în ceea ce privește activitatea Consiliului Județean Dâmbovița, a consilierilor județeni dâmbovițeni și a președintelui Consiliului Județean. Și dânsul consilier, fiind de 8 ani de zile, a declarat recent că în ședințele la care a participat în ultimii 8 ani, nu a avut nimic de votat care să zguduie județul Dâmbovița. Date fiind aceste declarații, eu mi-am permis ca weekendul acesta să fac o analiză a ceea ce s-a întâmplat în Consiliul Județean Dâmbovița în ultimii 4 ani, nu m-am dus chiar pe 2 mandate, și pe site-ul fiecărei instituții publice, Consiliul Județean, primării și așa mai departe, sunt afișate întotdeauna rapoarte de activitate ale consilierilor județeni, președinților, vicepreședinților, primarilor și așa mai departe. Din păcate pentru mine, să spun, nu am putut să găsesc pe site-ul Consiliului Județean Dâmbovița decât raportul de activitate, decât rapoarte de activitate pentru 2 ani ale domnului Sorin Ion. Și am încercat să aflu ce inițiative a avut domnul Sorin Ion în acești 4 ani. V-am spus, am găsit doar 2 rapoarte de activitate, 2 probabil au uitat să le prezinte Consiliul Județean sau cei de la Consiliul Județean nu le-au încărcat. În fine. Raport de activitate pentru perioada 1-1-2018, 31-12-2018. Inițiative, aici avem, 0. Raport de activitate pentru perioada 1-9-2019, 31-12-2019. La capitolul inițiative, nu știu dacă se pot numi inițiative, sunt declarații de genul. Am adresat întrebări în ședințele de comisii reprezentanților direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean și am făcut propuneri pentru îmbunătățirea unor proiecte de hotărâri discutate. Deci nu este nicio inițiativă, sunt propuneri. De asemenea, pentru că dânsul este candidatul Partidului Național Liberal Dâmbovița la funcția de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, vorbește în continuare de lucrurile slab făcute de PSD Dâmbovița în Consiliul Județean. Din 2016 și până în prezent, au fost dezbătute și votate aproximativ 1105 inițiative. Atât am putut să număr eu, se poate să fi sărit o ședință, două, urmează și dumneavoastră să verificați pentru a vedea dacă am sau nu dreptate. Din 1105 inițiative, liberalii dâmbovițeni au votat împotrivă la maximum 60. Se poate să mă înșel cu una, două, trei, patru, cinci inițiative sau propuneri din Consiliul Județean. O parte din acestea au fost voturi strict politice, atunci când s-a votat președinția Consiliului Județean sau vicepreședinții și așa mai departe, iar o altă parte din voturi a fost pentru adoptarea bugetelor. S-a votat împotrivă pentru adoptarea bugetelor. Deci, ceva piedici puse în calea, să-i spunem, distribuirii sumelor în județul Dâmbovița. Așadar, discursurile sfărăitoare ale liberalilor nu și-au rostul odată ce, timp de 4 ani sau 8 ani, au votat cot la cot cu Partidul Social Democrat. Tot domnul Sorin Ioniță vorbea într-o conferință de presă. Sorin Ion vorbea într-o conferință de presă de scaunele din instituțiile publice, scaunele pe care urmează să fie aleși consilieri locali județeni. Dânsul spunea că aceste scaune sunt goale, nu aparțin nimănui. Domnul Sorin Ion este și profesor de matematică, îl stimez pentru acest lucru, mai ales că eu nu am fost chiar așa bun la matematică și am avut un profesor foarte, foarte bun. Dar totuși domnul Sorin Ion știe că atunci când înmulțești un număr cu 0, rezultatul este evident, pentru că mă interesează dacă consilierii județeni care nu au făcut nimic 4 sau 8 ani, nu au avut nicio inițiativă, au ocupat scaunul ăla degeaba, scaunul a fost gol, noi credem că da.
Mergem mai departe la candidații PNL Dâmbovița pentru diverse primării din județul Dâmbovița. O să mă opresc aici la domnul Tiberiu Alexandru. Acesta este candidatul PNL Dâmbovița pentru funcția de primar al Comunei Aninoasa. De câte știm noi, domnul Tiberiu Alexandru este și funcționar public. Vom solicita instituțiilor care pot face lumină în situația dânsului să verifice dacă acesta nu ar fi trebuit să se suspende din funcția pe care o deține Direcția de Finanțe Publice Dâmbovița. Vă cer acest lucru pentru că, din câte știm noi, în codul de conduită la articolul 11, în considerarea funcției publice deținute funcționarilor publici, este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri electorale. Ați putut observa în ultimele 2-3 luni că domnul Tiberiu Alexandru a cam furat startul campaniei electorale. Mai mult decât atât, domnul Tiberiu Alexandru a mers în Comuna Ninoasa, unde a împărțit flyere cu numele și figura dânsului din partea Partidului Național Liberal. Mergem mai departe, tot la Tiberiu Alexandru, rămânem evident la PNL Dâmbovița. Încă o dată se dovedește că Partidul Național Liberal Dâmbovița folosește legile doar atunci când îi convine, iar atunci când nu îi convine, evident, sare peste ele. În presa locală au apărut informații conform cărora funcția de director al junct al Direcției Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița a fost deja antamată unui apropiat al prim vicepreședintelui PNL Gabriel Grozavo. Din câte știm noi, pentru astfel de funcții se susțin concursuri. PNL Dâmbovița copiază modelul ministrului Grindă și pun pe funcții prietenii și pilele. Unde este meritocrația pe care o tot îmbițează PNL? În momentul de față, problema este foarte mare în PNL, pentru că deja taberele au început să se împartă. Aripa Grozavu susține un om, iar cealaltă aripă îl vrea șef pe domnul Tiberiu Alexandru. Indiferent care își impune preferatul, dâmbovițenilor li se dezvăluie adevărata fața membrilor PNL Dâmbovița. Nu fac nimic, dar sunt dispuși să feteze legea pentru propriile lor beneficii. Mulțumesc!